Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Povești Sufelinar. Dacă în urmă cu câteva săptămâni am călătorit pe Valea Ampoiului și am văzut obiceiurile de la Ampoița și Lunca Ampoiței, astăzi o să ne îndreptăm atenția spre o altă zonă a județului Alba. De data asta vom merge pe Valea Gălzii, pentru că invitatul meu vine tocmai de la Cetea, un sat cu puternice semnificații folclorice, un sat în care tradițiile s-au păstrat peste ani. Pentru că a trecut o mare sărbătoare a creștinilor, sărbătoarea Paștelui, deja gândul nostru zboară înspre petreceri. Și ce altă petrecere este mai importantă în viața unui om decât petrecerea de nuntă? Și atunci astăzi am invitat alături de noi un om care petrece alături de foarte mulți nuntași, pentru că este staroste la multe din nunțile, nu numai din județul Alba, chiar și din județele învecinate. Domnul Vasile Crișan ne va împărtăși astăzi multe dintre obiceiurile atât din satul natal, cât și de pe întreaga Vale a Gălzii. Bună seara și bine ați venit, domnul Vasile Crișan. Bine v-am regăsit. Dumneavoastră ați mai fost la noi în studio în perioada Crăciunului și am vorbit despre frumoasele obiceiuri de la Cetea din acea perioadă a anului. Iată că astăzi ne revedem într-o altă perioadă a anului, o perioadă mai veselă, pentru că deja luna mai înseamnă luna lui Florar. E primăvară, într-adevăr, dar ca să putem discuta exact cum a zis și dumneavoastră despre obiceiurile de nuntă, e adevărat, nuntele se fac primăvara, vara, trebuie să totuși să ne dăm puțin în urmă la perioada între Crăciun și Paște, zis perioada de fășan sau chiar și în perioada de post, când la țară se obișnuia să se facă acele șezături unde se întâlneau fetele și băieții, unde se discutau, într-adevăr se întâlneau, unde se iubeau, se punea la punct treaba. Și exact asta vreau să spun, se făcea înțelesul, adică după ce tinerii se plăceau, de bună seamă că intrau părinții în rol, adică se făcea întâlnirea, cum știm, cum se știe la țară, se mergea pe vedere. De obicei, băiatul avea pe un bun prieten, o cunoștință bună, care lua că se meargă, vorba zice, împețite, sau mergea la părinții fetei, zicea grăitor, ia un grăitor cu mine, adică unul care se bate din gură, să laude. Adică, deși chiar dacă erau din aceea sat băiatul și fata sau din satele vecine, totuși din asta, când te duce băiat în casă... Păi era bine treaba asta, că mai lua din emoții, din... Lua din emoții, deci grăitorul avea rolul de a transmite... Un fel de avocat. De a transmite la părinții fete că merge cu un ficior... De multe ori poate zicea că este un ficior surpriză. Deci nu spunea cu cine, sau îi spunea cu cine... De bună seamă că părinții fetei le așteptau. Domnul Crișan, dar dacă părinții îl plăceau mai mult pe grăitor, s-a întâmplat vreodată să se schimbe niciodată, socoteala? Niciodată, nu este expus excepțiile. Și se pregăteau. La ce putea să fie mai bine la țară decât să se facă plăcinte? Frumos, deci bunele plăcinte cu un par de vin stropite, cu un par de țuică, de obicei țuică îndulcită, și începeau poveștile. Bine, că mergeau, se puneau la masă, povesteau de una, de alta, și într-un timp, abia după o anumită perioadă, după câteva ceasuri, începeau încet, încet să intră în miezul problemei. Acum aș începe să vă spun o întâmplare foarte haslie, dar adevărată. Poate mulți o să zică că este o glumă, dar nu este o glumă. Deci, un băiat dorind să meargă împețite la o fată, băiat mai rușinos, își ia grăitorul și merge. Grăitorul le transmite că o să ajungă și acum grăitorul vrea să discute puțin cu părinții la fată și o zis grăitorul că te băiat, mă, ce fii atent, dacă ne pune, mergem acolo, face, te rog frumos, vezi, nu cumva să ne apucăm să mâncăm, să pe nesăturate, să ne apucăm să ne îmbătăm pe acolo, ne facem de minune. Și să apucă ei, servezi gazda, de bună seamă, tot te ruga, hai luați, hai serviți, hai luați, hai serviți, și să apucă băiatul ăsta, nu, și tot servete la plăcinte, de la ginar, de la cutare, la care grăitorul îi tot face semn și îl calcă pe picior. Da, băiatul acolo așa, lasă-mă, domnule, îmi place să mă satru și după aceea să povestim. Și fata ce face în timpul ăsta? Foarte atentă, mai stă pe lângă el,
mai tot ce trebuie, e foarte atentă, foarte gospodină, să arate că este gospodină. Și ca să spun ce face fata în continuare, zice grăitorul, face, ia dă-mi, te rog, o cană de apă, că mi sece după atâtea plăcinte și asta. Acum să se vadă că e fată harnică și gospodină, repede să aducă o găleată de apă de afară, de la izvor, să fie proaspătă. Și grăitorul îi face sănă, băiat, face, știi, du-te și ajută să aducă, vezi, până ieși afară, strângeată în brațe, poate un sărut, o cudare. Nu era moda anilor ăștia când toată lumea se strângea în brațe sau vedem pe la toate colțurile străzi sau nu mai zic în alte părți. Deci era totuși un alt respect, era un pic mai rușinos și băiatul și fata. Și ia să iei, se duc spre fântâna din curte, se aducă o areată cu apă, la care băiatul calul, repede, ia fata, o strânge în brață, asta lasă găleată și fuge în casă. Domnul Crișan, dumneavoastră veniți dintr-o familie numeroasă. Da. Cam de câte ori s-a întâmplat treaba asta la dumneavoastră acasă? Acum vreau să vă spun că prin fericită ocazie, sau poate eu am ajuns bornic datorită faptului că familia mea sau familia din care mă trag a fost o familie de oameni mai veseli. Deci a fost o familie, nu vreau să mă las să zic că am fost o familie renumită, am spus de prima dată când am venit emisiune că eu am fost cel mai bun ficior de la noi din sat, fiindcă satul în care m-am născut a avut două căști și vecinul nou a avut ficiori. Dar făcând abstracție și de glumă... Da, ați avut dumneavoastră frați. Am avut într-adevăr frați. Deci, într-adevăr, noi ne-am suntem dintr-o familie mai renumită și tata mi-a ofertat, care este mort, de multe ori a făcut-o pe grăitorul la mulți băieți. Dar și dacă erau căsătoriți, obișnuiau să mai meargă? Grăitorul întotdeauna era căsătorit, era un om tot mai așa. Așezat. Iar eu, prin fericită ocazie, n-am avut nevoie de grăitor, fiindcă nu mi-era nevastă din sat. Eu am ajuns tocmai în județul Sibiu pe la Jina și nu m-am dus cu grăitor pe acolo. M-am dus de unul singur. Acolo sunt alte obiceiuri, la fel de frumoase, dar diferă puțin de valea noastră. Da, eventual cândva o să facem o paralelă între ele. Deci spuneam eu că să mergem pe țite, să înțeleg părinții cu băiatul și cu fata, stabilești și data anunții, stabilești și nănașii și deja, deci după ce a stabilit data la nuntă, începe pregătirea pentru nuntă. Deci, am văzut așa în cărțile lui Rebreanu că de obicei în vremurile mai vechi, nașii erau cam aceiași, învățătorul, preotul, oamenii mai cu carte din sat. Se păstrează obiceiul și la cetea? Se păstra dacă, în trecut? Dacă atunci alegeam o asemenea naș, și acum ținem cont foarte bine, dar nu mai ținem să punem pe preotul din sat sau pe învățătorul. Îl punem pe la care patron și are mai mult bani ca să cinstească mai bine. Dacă stăm un pic și ne gândim, totuși a fi naș este o onoare în primul rând. Este. Și dacă asistăm o slujbă la biserică, spune și în slujbă, preotul când citește de acolo spune, nașii sunt părinții duhovnicești. Deci acei nași care se duc la o nuntă să fie foloși că sunt nași, nu știu cât de frumos îmbrăcați sau nu știu cât cinstesc. Și după aceea pentru așa uită. Și uită, mai bine să nu se ducă. Deci nașii au și rolul lor. Ce este un lucru foarte îmbucurător în zilele noastre, că spre deosebire de chiar din romanele Rebreanu sau de acum 30-40 de ani, deci luam niște nași, exact cum a zis și dumneavoastră, pe cutare sau pe cutare. Acum nașii să aleg să fie mai deosamă cu tineretul și este foarte bine. Sunt multe probleme de discutat într-o familie, între nașe și fin, între fină și naș, între fin și naș. Da, poate că foarte mult conta și înțelepciunea vârstei, pentru că înțelepciunea vine cu vârsta. De acord cu dumneavoastră, dar vedeți dumneavoastră că noi am evoluat puțin. Și acum toată duminica mergem la iarbă verde, deci fie finul nașul. Și fina de 22 de ani și nașul de 40 sau de 50. Da, într-adevăr, atunci erau cu totul altceva. Deci erau nașii, alte concepte de viață. Nașii erau și considerați. Pe dacă mă duceam la o nuntă, oricare, deci el nu ședea la masă cu părinții lui sau cu frații. El ședea la masă lângă nașii. Vedeți asta ce rol important? Păi da, pentru că nunta înseamnă de fapt să te rupi de familia naturală și să intri într-o altă familie.
O altă familie unde deja și părinții sunt alții, exact cum spune preotul. Ținând cont că de multe ori și într-o familie calea sau viața nu este chiar atât de roze presărate numai cu flori sau cu trandafiri și mai apar și mici divergențe într-o familie și sunt normale, normal ar fi ca prima să se adreseze la nași. Deci, pe lângă că sunt părinții spirituali, ei ar avea și un rol de arbitri. Că dacă mă duc să-i spui la mama sau la tata sau invers, și atunci ei sunt cei, și tocmai de asta sunt și atâtea și glume și bancuri pe seama nașilor, tinerii vin nași și cu tare. Dar acum a luat și altă amploare. Bine că suntem în secolul 21, nu mai suntem cu mulți ani în urmă și atunci, dar totuși nașii aveau și au rolul lor. Bun, deci s-a stabilit și la nașii să începe pregătirea. Când se mergea, deci pe înțeles am spus, se mergea deci cu părinții, după care se urma să se cheme la nuntă. Vedeți, asta a apărut la noi la țară cu o săptămână înainte de nuntă, deci exact cu o săptămână duminica înainte, vornicul care era vornicul la acea nuntă, duminica dimineața mergea la casa mirelui, cu plosca, umplea plosca de vin, lua caietul frumos la el în mână, plicurile cu invitații și să lua satul de la cap la cap. Deci, dar când nu erau invitații scrise, cum se anunța? Avea caietul și bătea din poartă în poartă, da? Deci la fiecare casă bătea bună ziua, gazdă mare sau cum îi zicea nene Ioane cu tare. Acum fiind vornic mai ziceai să-i placă la om. Bine v-am găsit, dragii mei, familia Popa și familia Moldovan s-au gândit să-și facă planul acum când abia a început anul. Da? Și cu drag vă invita la nuntă care va avea loc duminica viitoare la Căminul Cultural din Cetea sau din Benic. Domnul Crișan, v-aș mai întreba ceva. Se știe că sunt anumite perioade în care nunțile sunt interzise de către biserică. Dar există și o lege nescrisă care spune că nu-i bine să faci nuntă în luna mai, pentru că suntem în luna mai. Deci, calendarul creștin ortodox ne spune foarte clar nu să fac nunți în cele patru mari posturi. Da? Nu să fac nunți în ajunul praznicelor împărătești. Nu să fac nunți între Crăciun și bobotează, adică până când se dezleagă luminele. De exemplu, nu să fac nuntă în sâmbăta rusalilor, de înălțarea Domnului. Nu să fac nuntă la înălțarea Sfintei Cruci. Deci sunt niște date așa. Dar spuneam că este o lege nescrisă care, în tradiția veche, bătrânească, spunea, domnule, cine se căsătorește în luna mai, îi se destramă familia așa cum zboară petalele de flori. Este foarte adevărat, dar acum hai să trecem și în partea a doua. Știți, dumneavoastră, ca peste tot să mai făcea copii din căsătorii legitime. Din flori. Dar culmea este că toți acei copii erau foarte frumoși și de aia poate le și zicea, sunt copii din flori, adică erau, dacă frumoși sunt foarte, foarte frumoși ca florile. Dar deci, dacă ne luăm putem discuta despre aceste tradiții, mai ales cele locale, sunt enorme de multe. Nu o să avem timp, ne-a trebuit zile, trebuie să vă spun numai la o nuntă de câte trebuie să ținem cont. Și vă spune una singură. Când se intră în biserică, zice că cel care pune primul picior în biserică va avea cuvânt în casă. Dar, deci, e o concepție. Bun. Când se intră în biserică, intră nașul cu mireasa, mirele cu nașa. Și vezi când ajung, mai puțin acum, dar înainte, într-adevăr era, se grăbea și repede să pună piciorul în casă. Se mai păstrează astăzi tradiții în vreo zonă a județului? La ora știm că s-au pierdut. Nunțile sunt din ce în ce mai moderne. Iar cele care se păstrează sunt foarte mult denaturate. Dar există zone izolate în județ unde încă se păstrează. Ține cont de anumite. Acum, hai să dăm un exemplu, să facem o paralelă între ceea ce a fost și ceea ce există. De când au fost nunțele sau dacă întrebi moștrămoși, toată lumea știa că se fura mireasa. La începuturile mele, când am început să mă duc nuntă, dar mai bine când eu, în jurul anilor 60, când mi-aduc aminte primele nunți și prima nuntă care mi-o aduc aminte era într-o aproape de Rusale, într-o primăvară, la niște vecini de-a noștri,
au furat mireasa. Era o mare rușine pentru nași, era o mare rușine pentru nași că i-au furat mireasa. Nu au fost în stare să o grijească. Bun. Deci se fura mireasa pe bune. Au furat-o și ce au făcut? Dar n-au luat-o ca acum, hai să o luăm și ea se bate în palme, se plece cu mireasa. Deci în timpul în care un băiat a luat cu permisiunea nașului și așa a luat mireasa la joc, a venit un altul cu un covor din ăsta care se punea o cuvertură, a acoperit să nu se vadă că ea îmbrăcată în alb, repede 2-3 pe ușă și au fugit cu ea. Și până să dească au fugit. Era nunților la cort, nu? Nunțele la casă și la cort. Într-adevăr. Bun. Și au dus-o și au ascuns-o la un vecin. Și de ce rețin foarte bine și cu mare plăcere mi-aduc aminte de evenimentul ăsta, erau niște băieți stegari, care o să discutăm și despre rolul lor. Și ei aveau grijă împreună cu nașul și tot nebuniți une mireasa. Și aproape m-au întâlnit și au zis, bă, copile, n-ai văzut cumva mireasa? Și au zis, bă, da, zic, o dus-o la nene, a ritom și-o băgat-o în casă, au ascuns-o. Au ajuns la familia, erau doi bătrâni și Dumnezeu să ierte pe gazdă, era nana Maria, a ieșit cu un băticelul, era bătrân cu un băticelul, nu, ce vă trebuie, bă, ce cu tare, știi, să-i prefugă, de ăștia deja știau. Cumva au găsit mireasa și au dus-o înapoi, la care cerea, nu ca acum, milioane de lei. I-au cerut la naș, țuică, să joace, deci da, deci mult mai distractiv. Deci se fura mireasa pe bune. Acum, deci vezi că la 10 fură mireasa. Nu mai are farmec. S-au pierdut multe din farmecele nunților. Foarte mult și-a pierdut. De exemplu, nu știu dacă se mai practică legarea drumului. Da, da. Dar se pot chiar și acum, în condițiile, în zilele noastre, se poate fura mireasa foarte frumos și mi-aduc aminte cu plăcere de două nunți. Una s-a făcută la Alba Iulia, la cantina EJCM-ului. Nu dăm nume. Nu, fără nume. Și una la Sibiu. Într-adevăr, două mirese și cu contribuția mea, ca să vedeți că totul se poate ceva frumos, ce am făcut? Am vorbit cu niște băieți, neamuri de amiresi, și am îmbrăcat în mascați. Efectiv, în mascați. Și le-am spus, fii atent, când cineva vrea să fure mireasă, v-am dat un modern, bip pe telefon, când am străgat după ei. Și la un moment dat, când lumea dansa și cu tare, vă dați cu seama, a intrat patru mascați în sală, ață la ringul de dans și pe mireasă, știți? Și au zis, nu, stai! Un sfert din sală, din nuntă care a fost pe fața s-a oprit, toată lumea a mărmurit, a luat mireasa în brață și a ieșit. La care mireasa zice, nu cumva ați greșit? Deci nici nu știu nimic. Deci a fost ceva foarte frumos. Important nu s-a speriat. Deci, da, dar e frumos. Nu are farmec acum când deja goiei frumos de mână și te duci. Deci... Știți ce și-a pierdut iarăși farmecul? Sau poate pentru tinerele generații are un alt farmec. Dansul miresei. Da. În ziua noastră este deja coregrafiat, se dansează pe muzică străină. Asta a avut farmecul lui. Deci, cel care vrea să joace mireasa, îi dădea bani efectiv. Mireasa își punea un șorțuleț, un buzunar, nu îi punea bani și erau banii ei. Bani pe care își... Îi muncea singură. Îi muncea și îi făcea ce vrea cu ei. Bun. Acum și acolo era un lucru bun și un lucru mai puțin bun. Vă dați dumneavoastră seama dacă noaptea spre dimineață, când toată lumea după noapte de nuntă, mai erau și bine dispuși, venea și jucăra mea se trăgea de ea și în stânga și în dreapta. E adevărat că dura câteva secunde până la un minut, că vă dați seama, dacă vrea să joace 50-100 de oameni, nu era timp. Odată că făcea o pauză la nuntă, da? Deci ceilalți nuntași, dacă era nuntă 300-400 de oameni la nuntă, jucau 20-50 de oameni acei relații de aia. Bine, dar și acum se face pauză cât ține dansul mirilor, că acum e dansul mirilor, nu mai este dansul miresei. Deci, acum este dansul mirilor care deschid nunta, deschid petrecerea. Atunci, jocul miresii se făcea fie la biserică, deci înainte de a se intra în sală, sau se făcea spre dimineață după cinste. Erau a zice, hai că mai facem joc cu mirese, că mai ia să mai câștigăm ceva, să zicea mireasa, câștig și eu banii mei de care îmi cumpăr ce vreau.
Da? Acum, dansul mirilor, ei sunt cei care deschid nunta, dansul. Deci după ce s-o vină lumea la nuntă, a servit gustările, se iasă la dans. Și ca să iasă totuși organizat, primul dans care este Mile cu Mireața, pe o melodie preferată de ei, la al doilea dans invităm nașii și după aia invităm toți nuntașii la dans. Și de asta, dar într-adevăr, ce a dispărut un obicei foarte frumos și pomeneam eu aici de cuvântul de stegari. Stegarii cine era? Era niște băieți, deci băieți scăpați de armată, necăsătoriți, care făceau un steag. Un dintr-un brad frumos, un, ca un fel de pom de Crăciun, dar mult mai mic, de mărimi mai mici, pe care îl împodobeau foarte frumos, îl aranjau cu fel și fel de batiste, cu niște zurgălăi, așa. Și era o mare onoare pentru fete care jucau cu steagul. Deci era o onoare foarte mare. Și când se întâmpla? Toată nunta. Deci toată nunta. Ei, ficiorii, erau, tegari erau foarte jucăuși și ei toată noaptea jucau. Și luau fete la joc. Și vă dați cu seama că dacă un din stegari avea o prietenă, o juca mai mult pe aia. Era altele, era mai... Nu le vedea cu ochi bun. Cum mai au jucat 10 ore și eu n-am apucat să joc niciodată steagul. Deci acest obicei nu se mai practică. Un alt obicei foarte bun și era de apreciat și era armingenul. Ce era ăsta? În ziua nunții la Mireasa acasă, deci cu o zi, două, sâmbătă, se aducea un brad înalt, 20-30 de metri, și ne lăsa efectiv numai vârful și acolo punea un colac și o sticlă de arachiu țuică îndulcită. Era o mare onoare pentru băieți să-și ateleze calitățile lor de mari băieți, de ficiori. De cel care reușea să se urce până să vedească seama, n-avea nicio cracă, n-avea nimic și plus de aia era decojit. Aluneca. Haide. Și ca să fie tacâmul complet, de obicei se mai dădea și cu niște ulei aproape de sus. Ajungea până aproape în vârf și după aia vine înăpășit. Altul încerca altul. Deci era... O mare distracție era acel băiat care reușea să ajungă până sus, să ia sticla de arachiu, să dea el la toți și la prietenele lui și la prieteni, dați cu seama ce mare onoare pentru el. Acel armingen, cum îi spunea, rămânea 6 săptămâni acolo. Abia după aia se tăia și se arunca. Deci era ceva. N-am mai întâlnit... în județul Alba de fel, județul Sibiu de fel, în partea de Bihor, n-am întâlnit cât am fost eu până în zona Beiușului, partea Clujului până la Cluj, sau partea unde doresc până spre Petroșan, n-am mai întâlnit. Dacă undeva în țară o mai fi, se poate, dar eu... Se practica la Cetea sau pe toată valea? Peste tot. Deci toată zona munților Apusenii, toate bine se practica. Deci Cetea, Benic, bine... Cu cât am înaintat în an spre 80-90, cu atâta s-a restrâns, deci s-a dus să se practica mai mult numai la munte. S-a restrâns zona. Da, deci s-a restrâns zona. Dar acum... Interesant de știu dacă era într-adevăr de aici din zonă sau adus, pentru că știm că în partea aceea foarte multă lume a fost deportată o vreme în câmpiile din țară și au adus multe obiceiuri, printre care și fășangul de care pomeneați la începutul emisiunii. M-aș întoarce un pic ca să încheiem cu nunta, că se încheie și emisiunea noastră în curând. Ce se întâmpla dimineața? Nunta nu se gătea dimineața. Nunta, deci, cum vă spun, se făcea duminica și nunta continua până luni pe la amiază. Se dădea lunea pe la amiază, nu era ca acum atâtea așa, se dădea de obicei o ciorbă mai acră, ca să-și mai revine, se îmbeta de 2-3 ori la o nuntă. Și muzica cânta până luni după masă. Deci nu e o legendă cu ciorba acră, chiar te trezește. Nu. Da. Deci cânta până luni după masă. După care, de bună seama, toți care mai erau, că cei mulți deja erau aproape băuți, se întâmpla de multe ori, mi-aduc cu plăcere aminte pe la anumite nunți, mă refer la nunțele din dealul Gioagiu, mă refer la nunți de la Mogoș, mă refer la nunți de la Geogel, unde am participat, unde nunta s-a încheiat luni, iar oamenii care s-au îmbătat au ajuns acasă numai mars, că noaptea dormea pe unea apuca. Deci cam asta se întâmpla lunea. Era într-adevăr
timp și să te distrezi și să, pentru cei care le plăceau alcoolul să bea, m-am spus, domnul, trebuie să-mi bătau de două, trebuie să dezbătau. Asta era, că de-aia mergeau la nuntă. Să nu se era. Simtă bine oamenii. Da. Nu erau nici ca acum să le pună și whisky și țuică și gutare. Se punea țuică, deci în zona de munte se punea țuică și vin. Într-adevăr, și fost... mâncare? Cam care era meniul unei nunți? Se mai păstrează tradiția măcar în zona asta a gastronomiei? Deci chiar în zona de munte, da. Deci acolo unde încă se merge preparate. Pentru că și aici renumit. Era o întreagă tradiție, fiindcă nunțile făcute în mediul rural, știm bine, începeau de fapt de lunea, de atunci începeau să se adune pregătire. Femeile, să gătească mâncarea, să o pună ce la am, punct până sâmbătă. Ce am constatat eu la niște nunți în cursul anului 2011, la niște nunți care constat că, deci din discuțiile care le-am avut cu viitorii Mila care participă în primăvara și în vara asta la nunți, am făcut anul trecut 3 nunți la un local în Alba Iulia, care zicem că nu dăm nume, o nuntă tot din Alba Iulia, nuntă de vreo 450-500 de persoane, a pus localul meniului, deci ceea ce a pus, dar a ținut neapărat socru să vină cu platouri cu produse tradiționale, adică preparate, tăiat porc, vițel, acasă. Vreau să vă spun că s-au mâncat de pe platourile aduse tot... Și a rămas pe cealaltă. Ceea ce constatăm noi că într-un viitor foarte apropiat se va reveni. Ne întoarcem la tradiție. Asta e foarte bine. Și dacă ne-am întoarce la toate tradițiile, inclusiv la cele legate de taraful tradițional, de dansul miresei, poate ar fi foarte bine. Mi-ați rămas dator cu închiderea drumului și cu asta încheiem și emisiunea de astăzi. Dacă se mai practică, dacă se mai fac numele de acolo. Se practică, dar tot nu se mai practică ca atunci înainte. Păi vreau să vă spun că la începutul, când am început activitatea de vornic în 1977, nu pleca o mireasă din sat să nu-i fie închisă drumul și mi-aduc aminte când am plecat cu o mireasă de la Cetea la Poiana Iudului și când am ajuns acolo ne-a închis drumul și ne cerea nu mai mult, nimeni mai puțin decât un butoi de vin. Nu ne-a cerut bani. Ne-a cerut un butoi de vin. La vremea aia nici nu era așa important. Dar ce era foarte frumos atunci? Se închidea drumul frumos, vornicul deoparte de așa de se închidea drumul, negocia. Se punea o masă, se punea covoară, deci tot frumos și negociai frumos. Și de bună seamă că străga pentru nașe, pentru naș, pentru mire și pentru... Și pentru vorni. Și... nu o să zic acum multe, doar atâta eu le răspundeam printr-o singură frază, când îmi închidea drumul și mă lăudau pe mine în sensul invers al cuvântului, ziceam, niciodată nu e așa numai gura ta căța, că-ți mulțumesc de strigătură ca și când mi-ai dat o gură. Și cu asta se cam făcea pacea și primeau partea celor, după care ne vedeam și noi de drum. Și cu asta facem și noi pace, stimați telespectatori, încheiem și noi într-o atmosferă veselă emisiunea din această seară. Cei pentru care urmează un an cu nunți și cu petreceri, vă dorim petrecere plăcută, pentru toată lumea o săptămână frumoasă, plină de umor, așa cum ne-am străduit și noi în seara aceasta să o facem. La revedere!